Zisa Domnul către ucenicii săi, iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Însă nu vă bucurați de aceasta, că duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. În ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis, Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, că așa a fost înaintea Ta, bunăvoința Ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Zisa Domnul, v-am dat vouă putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va putea vătăma. Șerpi, scorpii și căpetenii biscălicioși nu sunt ființele necuvântătoare peste care apostolii ar fi trecut, ar fi călcat, ar fi pășit, fără ca acestea să îi vatăme prin veninul lor. Nu i biscălicioși. V-am dat vouă putere duhovnicească ca să călcați peste șerpi, scorpii și căpetenii, care sunt demoni, dracii poftitori, dracii mânioși, dracii arhigoni. V-am dat vouă putere duhovnicească să călcați peste puterea întunecată a vrăjmașului. De aceea, când se botează un creștin, se întoarce cu fața la apus și preotul îl întreabă. Te lepezi de Satana, de toți slujitorii lui, de toate lucrările lui, de toți demonii lui, de toate cozile lui de topor de pe pământ, mă lepăd. De trei ori suflă și scuipă pe el. Iubiți credincioși, întoarcerea către apus, către întuneric, către lipsa luminii, este de fapt o lepădare de Satana și de toate ale lui. Oameni, lucrări și demoni. Și când le s-a dat putere să pășească peste acești demoni, apostolii pășeau cu putere. Și nimic nu vă va vătăma. Ce înseamnă asta, iubiți credincioși? Că puterea duhovnicească este mai presus decât orice putere. Că Harul Dumnezeu ca energie necreată este mai presus decât orice altă energie creată. Că puterea pe care au primit-o aceștia prin puterea lui Hristos este mai presus decât orice stăpânire demonică. Nu există altă putere mai mare decât aceea de a fi în Harul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu. De aceea, credincioși, Mântuitorul spune așa, nu vă bucurați însă de aceasta. Nu vă bucurați că puteți să stăpâniți peste demoni. Nu vă bucurați că v-ați lepădat și că puteți călca peste șerpi, scorpii și căpetenii, ci întorcându-vă cu fața către răsărit. Preotul întreabă, te unești cu Hristos? Mă unești cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unești cu Hristos. Te unești cu Hristos? Mă unești cu Hristos. Cred Lui ca unui împărat și Dumnezeu. Iubiți credincioși, dintr-un început în taina Sfântului Botez, taina de inițiere, în creștinism, în creștinismul ortodox, în biserica ortodoxă, singura valabilă, una sfântă sobornicească și apostolească biserică, de la început se fac aceste două mișcări. Te lepezi de întuneric și te unești cu lumina. Te lepezi de Satana și te unești cu Hristos. Te lepezi de toate ale lui și te unești cu toate ale lui Hristos. Este o convertire, iubiți credincioși, totală a ființei tale. Și atunci, nu vă bucurați că v-ați lepădat. Bucurați-vă că v-ați unit. Bucurați-vă că primiți nume
Și numele vostru este nume din numele lui Dumnezeu. Nu că ați fi voi ființă din ființa lui Dumnezeu, cum spun unii greșit. Sunteți creaturi, dar primiți har, putere, binecuvântare, energie necreată și nume. Toate aceste rațiuni, rosturi, iubiți credincioși, se ascund, se însumează în numele pe care îl primește omul la botez. Însă nu vă bucurați de acestea, că Duhurile se pleacă vouă, ci vă bucurați mai ales pentru că numele voastre s-au scris în ceruri. Bucurați-vă mai ales că numele voastre s-au scris în ceruri. Se pune nume creștinului, iubiți credincioși, nume de botez, nume care îl primești, cum a spus, de numele lui Dumnezeu. Nu există alt nume în care să ne mântuim mai puternic, mai luminos, mai grozav decât numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dar când ni se pune nouă numele la botez, când ne botezăm în apa Cristerniței, se spune așa, se botează robul Dumnezeu numele, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Moarte cu Hristos, înviere cu Hristos. Pentru că, iubiți credincioși, Tatăl are un nume, este Tatăl. Fiul are un nume și este Fiul. Duhul Sfânt are un nume și este Duh Sfânt. Sfânta Treime, cea de o ființă și de despărțită, are un nume. Și atunci, în numele Sfântei Treimi, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, noi primim un nume. Acest nume care se unește cu ființa noastră, iubiți credincioși, ne face pe noi persoane. Ce înseamnă asta persoane? Că ieșim de la întuneric la lumină, de la individualismul nostru egotic, la iubirea personală, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu cel întrăit în persoane și iubirea lui Dumnezeu personal se răsfrânge, se revarsă peste iubirea noastră, peste numele nostru, peste ființa noastră și noi răspundem cu iubire la iubirea lui Dumnezeu. Această stare de comuniune, iubiți credincioși, se prelungește în veșnicie, în împărăția cerurilor, când fiecare dintre noi va avea, dacă ne mântuim, un nume scris pe piatră în templul din Ierusalimul cel ceresc. Vom avea un nume și noi vom fi unici. Unicitatea noastră ca persoană, iubiți credincioși, rămâne într-o relație personală și unică și veșnică cu Dumnezeu cel personal, într-o împărăție nesfârșită, plină de lumină și de iubire al Dumnezeu, când va fi un pământ nou și un cer nou. Biserica întemeiată de Hristos la pogorârea Duhului Sfânt, când, iubiți credincioși, peste apostol a venit puterea lui Dumnezeu, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, aleluia, aleluia, aleluia. Puterea lui Dumnezeu a venit peste apostoli, aceștia, iubiți credincioși, s-au altoit ca mlădițe în viță, s-au îmbrăcat cu putere de sus și au plecat să propovăduiască în toată lumea ce? Împărăția cerurilor. Pocăiți-vă, înnoiți-vă, schimbați-vă la minte, metanoia, pregătiți-vă, primiți Evanghelia, că s-a apropiat împărăția cerurilor și care va crede și se va boteza. Și va primi un nume, se va mântui, iar care nu crede, se va osândi. Și atunci, prin biserica întemeiată la cincizecimea apostolii, au plecat în lume ca să întemeieze comunități, biserica lui Hristos, în care fiecare creștin să primească un nume, iar acest nume să fie desăvârșit prin credință și prin fapte și să se lumineze acest nume pentru împărăția cerurilor. În câteva cuvinte, cât se poate, vă creionăm această imagine, această icoană, ca noi să înțelegem că rostul nostru pe fața Pământului este acela de a primi un nume de la Dumnezeu, de a lucra în numele lui Dumnezeu, de a desăvârși acest nume al nostru în ființa noastră și a-l proiecta acest nume ca persoane libere, unice în împărăția lui Dumnezeu. Da, iubiți credincioși, în ceasul acela s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis. S-a bucurat cu Duhul și s-a întristat cu Duhul. Când s-a întristat cu Duhul, Domnul a zis, o neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Când s-a bucurat cu Duhul, Mântuitorul a spus, te slăvesc pe tine, Părinte Doamne, al Cerului și al Pământului, că ai ascuns acestea
de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit copiilor. Da, Părinte, căci așa a fost înaintea ta, bunăvoința ta și nu îngăduința ta. Voia ta anterioară. Slavă tu cei de sus, Dumnezeu, pe pământ pace între oameni, bunăvoință. Că așa a fost înaintea ta, bunăvoința ta. Te slăvesc pe tine, Părinte, Tată, spune. Dar iubiți credincioși, a spus acestea de cei înțelepți și pricepuți. Ce vrea să spună Mântuitorul Iisus Hristos cu aceste cuvinte? Înțelepții Sionului, pricepuții lumea acestea, cei care nu vor să stea cu fața la Dumnezeu cel întreime slăvit, cei care vor să creeze o lume după înțelepciunea și priceperea lor, cei care vor să schimbe rostul, sensul numelor și a lucrurilor și a rațiunilor din lumea aceasta, cei care vor să creeze o împărăție a lor pe pământ și să o înveșnicească prin știință și tehnică, înțelepții și pricepuți în lumea acestea n-au putut să vadă. Li s-a ascuns vederea duhovnicească de la Dumnezeu. Și pentru ei crucea este nebunie, învierea este nebunie. Credința în Dumnezeu este nebunie, dar ei sunt nebunii lumea acesteia, pentru că zice Domnul Dumnezeu, zis acel nebun în inima lui, nu este Dumnezeu. Și atunci, puterile lor sufletești, care au fost pregătite, lăsate de Domnul Dumnezeu, ca să creadă, ca să lucreze, ca să se pregătească pentru o împărăție veșnică, au fost orientate greșit pe pământ. Și înțelepții și pricepuți în lumea acestea, cei care l-au răstignit pe Hristos, vor să aibă o împărăție pe pământ, un conducător lumesc pe pământ. Nu le-a plăcut de Mesia Hristos, că El le-a spus, eu nu vreau să fiu rege al vostru pe pământ. Eu nu vreau să vă dau vouă o putere de stăpânire pe pământ, chiar dacă sunteți poporul meu ales, ca voi să-i stăpâniți pe ceilalți ca niște goim și animale de muncă. Eu nu sunt împărat al pământului acesta cum vreți voi, ci eu stăpânesc peste cer și peste pământ și peste tot universul. De aceea, iubiți credincioși, nu le-a convenit. Pentru că ei vroiau un rege, un stăpân. Și atunci ce au făcut? L-au răstignit. Au hulit, au aruncat în el cu pietre, au să-l scoată din mintea și din inima oamenilor și au început taina fără de lege. Taina fără de lege au început-o atunci când au făcut prima fără de lege. Prima fără de lege a fost aceea când au spus, ia-l răstignește. Apoi s-au blestemat sângele acestuia asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și a căzut blestemul și a fost împrăștiați în toată lumea. Și acolo unde au fost ei împrăștiați, au construit pe dedesubt Cahalul și Talmudul. Comunități de credincioși ascunse, inițiatice, tainice, oculte, pe lângă Talmud și Kamală, și au construit tot soiul de lucrări demonice, pregătind taina fără de lege până când la plinirea vremii cu îngăduința lui Dumnezeu, vor să pună stăpânire pe pământ așa cum au vrut ei. Vor să pună un rege pe pământ așa cum au vrut ei, pe Mesia al lor, pe Antichrist. Vor să stăpânească și să controleze pământul așa cum au crezut ei că sunt un popor ales. Și atunci, ca să obțină, iubiți credincioși, ceea ce și-au pus în cap de atunci, au lucrat temeinic la zdruncinarea din temelii a națiunilor, a tradițiilor, a culturilor, a credințelor, a tot ceea ce era bun, sfânt, moral în fiecare om și în fiecare neam în parte. Și au lucrat în taină, în ascuns, din interior, inspirați de Satan. Și atunci, iubiți credincioși, cum Domnul a lucrat prin biserică, așezământ divină uman, a lucrat în așa fel încât ca să spiritualizeze omul, să-i dea un nume, să-l pregătească pentru împărăția cea veșnică a Dumnezeu, aceștia au lucrat invers în oglindă, într-un mod ocult și vor să creeze ce? Omul nou. Ordinea cea nouă mondială. Vor să-l lipsească pe om de ce? De personalitate. Vor să-l depersonalizeze. Vor să-l încadreze într-un sistem și nu în una sfântă sobornicească a Bisericii lui Hristos.
să-l încadreze pe om într-o lume creată de om, după cum crede omul, cu rațiuni omenești și demonice, și nu să-l încadreze în lumea lăsată de Domnul Dumnezeu cu rațiunile ei duhovnicești. Vor să-l facă pe om marfă, să-l facă pe om număr, să-l încadreze într-un sistem perfect, și aici să apară dictatura globală, obediența globală, iar ei să fie stăpânii lumii, acești sioniști și acei urmași ai cărturarilor și fariseilor. Este vremea lor, îngăduită de Dumnezeu. Nu degeaba au așteptat atâția ani și ani și ani, în dedesubturi, în catacombe, ticluind credincioși finanțele lumii, pentru că darurile lăsate lor de Dumnezeu au fost lăsate, dar ei le-au lăsat prost, le-au folosit prost, greșit, pentru că Dumnezeu nu și-a retras darurile de la ei, numai ei le-au folosit greșit. Atunci, în vremea în care suntem noi acum, ce vedeți voi acum pe fața Pământului, nu este altceva decât ieșirea din catacombe a celor care l-au răstignit pe Hristos. Ieșirea din catacombe a celor care vor să pună stăpânire pe lume, din catacombele lor, și biserica va intra ea în catacombe. Vor să instaureze această nouă ordine mondială în care să știe tot, să controleze tot, să stăpânească tot. Și au creat acest, iubiți credincioși, plan global, nu cu ajutor omenesc, ci cu ajutor drăcesc. Cum Biserica lui Hristos a rezistat peste viacuri, datorită capului ei sfânt și atotputernic Hristos, taina fără de lege a rezistat peste viacuri, datorită capului ei spurcat, care este Satana, și prin slujitorii ei, adică demonii, și prin toate generațiile de cozi de topor din toate neamurile, care au bătut palma cu Satana lucrând la acest plan demonic. Astăzi, iubiți credincioși, prin tot ceea ce vedeți voi, nu se face altceva decât să se îmbrăjbească lumea, să se tulbure lumea, ca să-l transforme pe om într-un final în ce? Într-un număr, să îi se dea un cod, să îi se dea un certificat. La botez îi se dă un certificat de botez. Aceștia o să vă dea un certificat verde. Certificatul de botez este un certificat al luminii, nu un certificat verde sau de orice altă culoare. Este un certificat al vieții. Ăsta va fi un certificat al morții. La botez vi se dă un nume pentru veșnicie. Aici vi se va da un număr pentru sistem, până când sistemul va spate și sufletul și trupul din tine. Domnul Dumnezeu nu ți-a promis nimic pe pământ. Ți-a promis împărăția. Iar ceea ce este pe pământ sunt doar darurile Dumnezeu care vin firești la sine, pentru că este un părinte bun și iubitor de oameni. Dar aceștia, iubiți credincioși, pe pământ vor să ia totul și sufletul din nou. De ce vă spunem lucrul acesta? Mare atenție la aceste momente în care se grăbesc. Se grăbesc așa de tare, încât o să vedeți că de câțiva ani vă dau numai stări. Stări de urgență. Stări de panică. Stări de frică. Stări de constrângere. Stări de nesiguranță. Stări de neîncredere în tine. Stări de distanțare. Stări de sufocare. Stări, iubiți credincioși, de închidere. Stări peste stări peste stări, ca să închidă inima omului în așa fel încât omul să fie năucit. Și vedeți cât de repede se derulează toate. Nu vă mai lăsați păcăliți, că o să vedeți cum joacă unii cu alții. Vine unul din politică și spune, vom implementa certificatul verde. Vine altul din sănătate care e numit ministru mai nou și spune, nu este bine, mai amânăm. Se mai relaxează lumea. Nu este o problemă nici a politicii și nici a sănătății, iubiți credincioși, ce se întâmplă în ziua de astăzi. Este o problemă spirituală. Este o problemă spirituală în care este, ori îți păstrezi libertatea și te duci și îți rămâi ca un nume, persoană pentru împărăție, ori ți-ai pierdut libertatea și accepti încă un pic de siguranță lumească, de prosperitate lumească, dar la un moment dat vei fi constrâns și libertatea ta va fi folosită pentru adânc, iubiți credincioși, pentru că este o problemă demonică, ocultă, nu spirituală, duhovnicească, ci o problemă satanică. Noi suntem într-un război duhovnicesc, nu într-un război lumesc. De aceea armele noastre sunt arme ale credinței. Armele credinței sunt, în primul și în primul rând, credința cea dreaptă și participarea la această credință în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Armele credinței sunt tainele bisericii.
Armele credinței sunt rugăciunea, postul, spovedania și pocăința curată. Iar punctul cel mai important este Hristos Euharistic, Sfânta Împărtășanie, care este în tine și îți dă putere din inima ta să calci peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Astăzi, mai mult ca oricând, ar fi trebuit arhierei și preoții să le vorbească oamenilor despre taina aceasta fără de legii care se desfășoară pe fața Pământului. Să le deschidă mințile și inimile, să le explice, să le dezvăluie acest tablou demonic care se desfășoară cu îngăduința Dumnezeu pe fața Pământului. Nu ne putem baza pe o altă putere decât puterea lui Dumnezeu. Nu căutați altă susținere decât susținerea lui Hristos. Nu căutați alt acoperământ decât acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, în postul Crăciunului nu cred că aceștia îl vor lăsa netulburat. Pentru că vor să facă orice să tulbure Biserica lui Hristos, să tulbure nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să bage zâzanie între credincioși, să separe pe preot de popor, să creeze tot soiul de tulburări, pentru că demonii se hrănesc din frică și tulburare. Frați preoți și frați creștini, fructificați fiecare zi, deschideți bisericile. Să stea preotul de dimineață și până seara cu biserica deschisă, chiar dacă nu poate el să stea 8-10 ore acolo, să stea un cântăreț, un paraclisier, cu biserica deschisă, să poate să intre creștinul de dimineață și până seara să facă o Sfânta Cruce, să sărute Sfintele Icoane, să zică un Tatăl nostru și apoi după el altul și altul și altul. Dacă vreți marșul, dacă vreți meeting-ul, dacă vreți manifestări, nu există manifestare mai frumoasă, iubiți credincioși și creștini și români, decât să vezi toate bisericile deschise de dimineața până seara și cum creștinul de dimineață se duce, se închină, la prânz se închină, când vine de la muncă se închină și să se întâlnească 2 cu 3 cu 10 în biserică, să zică toți o rugăciune, să plece acasă scurt și la obiect, mii și mii de oameni să deselenească văzducul acesta în biserici și catedrale. N-ar fi lucrare mai frumoasă decât această dinamică ortodoxă în care arhiereii și preoții să vorbească și să spună poporului acum în postul în care Domnul s-a făcut om, veniți să vă împărtășiți ca voi oamenii să vă faceți Dumnezei după har. Toate celelalte sunt instrumente de pregătire, sunt forme de curățire pentru unirea cu Hristos în Sfintele Taine. Nu așteptați vindecare la medicamente. Sănătatea se va da în vremurile acestea prin împărtășirea cu Sfintele și Preacuratele Taine. Nu așteptați protecție la un sistem lumesc. În prigoană, în Vechiul Testament, protecția a fost pentru cei care la ușorii din casa lor, la ușă, găsea îngerul pe cetuire cu sângele mielului. Veți avea protecție dacă veți fi împărtășiți cu Sfintele și Preacuratele Taine. N-așteptați vreo salvare lumească. Salvarea este în corabia mântuirii, în una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică. Totuși poporul nu vrea să înțeleagă. Oamenii nu vor să vadă. De ce? Pentru că le este frică. Dacă ar vedea, ar crede, ar înțelege și ar trebui să acționeze. Ar trebui să ia atitudine. Dacă ia atitudine, trebuie să participe cu voință. Dacă participă cu voința, trebuie să participe și cu fapta. Pentru că credința fără fapte este moartă. Dacă participă cu fapta, trebuie să se implice și să iasă din zona lui de confort. Dacă iese din zona lui de confort, deja s-ar putea să nu mai convină, iar cei din neamul lui, familia lui, prietenii lui, colegii lui s-ar putea să sară pe el, ce ai pățit, ai nebunit, crezi tu că te va salva Dumnezeu? Da. Pentru că nu mai este timpul să salvăm nimic din lumea aceasta, ci doar sufletul. Iar dacă mai faci ceva în plan material, faci ca un om gospodar care trebuie să fie pregătit pentru orice calamitate, orice necaz, orice problemă, să ai pe ce pune mâna, cum zice românul nostru. De aceea, iubiți credincioși, vă îndemnăm. Bucurați-vă că numele voastre de botez sunt înscrise în Împărăția Cerurilor, dar voi trebuie să urmați numele pe care l-ați primit. Adică să mergeți, să participați și să trăiți viața bisericii așa cum se cuvine. Acuși vine Sfântul Nicolae. Acuși vine zi de duminică iarăși. Astăzi este vineri, mai este o zi, vă puteți spovedi, vă puteți duce la duhovnic, vă puteți înțelepți, să fiți împărtășiți și duminică și luni.
Nu cumva să faceți prostia, cum vă spun unii popi, să faceți prostia, să spuneți așa, ne-am împărtășit în prima duminică sau în prima săptămână din post și gata. Mai așteptăm 40 de zile când o mai veni acestea și dacă au trecut 7 zile din post, s-ar putea să nu te mai împărtășești când au trecut 7 zile. Și când ai nimerit 40 de zile între Crăciun și Băbotează, iarăși te poți împărtăși că ai mâncat de dulce și te-a păcălit Satana și pe tine și pe popa acela neștiutor a învățăturii Sfintei Biserici. Le spunem popi. De ce popi? Pentru că preotul, iubiți credincioși, slujește lui Hristos. A sluji lui Hristos înseamnă să slujești poporul. Să slujești poporul ca poporul să se unească cu Hristos în Sfintele Taine. Cel care nu pregătește poporul să se împărtășească și îl ține așa doar în formalismul tipic, acela este popă idolesc. Care este idolul? Idolul lui este tipicul. Idolul lui este formalismul. Idolul lui sunt niște reguli stricte care le-au băgat unii din bătrâni care au avut nume de ave și de fapt ei au fost la rândul lor niște cozi de topor și nu mai dăm nume. De aceea, iubiți credincioși, nu vă luați după ei. Vă spunem clar. Nu vă luați după cei care vă opresc la Hristos. Dacă te-ai împărtășit în prima duminică, pregătește să te împărtășești și duminica aceasta. Că ai ținut 7 zile de post și n-ai niciun păcat opritor, păcat de moarte. Povedește în fiecare seară, în conștiința ta, în inima ta, în fața icoanei, în fața lui Dumnezeu. Iar rugăciunile acelea de seară, care tu îți amintești toate păcatele de peste zi, sunt rugăciuni nu cu efect juridic, sunt rugăciuni cu efect curățitor. Pentru că rugăciunea te curăță pe loc. Și atunci, iubiți credincioși, nu fiți rigizi și încuști la minte. Nu fiți formaliști pe cum cei care vă sugerează ca niște popi să fiți formaliști. Se vor supăra, frații, să se supere. Pentru că măcar așa se trezește ceva în ei. Reacționează. Că se supără sau că se bucură, măcar reacționează. Dar nu sunt indiferent. Și atunci, dacă v-ați împărtășit duminica aceasta, Sfântul Ierar Nicolae, mult iubitul Nicolae, iubitorul de oameni și de copii Nicolae, cum îl cinstim noi pe el dacă a doua zi o să fie biserica goală cu 2, 3, 5 copii împărtășiți? Și atât. Iar restul poporului ori este la muncă, ori nu vine la biserică, ori dacă vine stă ca asistenți și nu se împărtășesc cu Sfintele și Preacuratele Taine. Pentru ce s-a mai luptat Nicolae la întâiul sinod ecumenic? Pentru ce s-a mai luptat el și a primit de la Maica Domnului, omoforul și de la Mântuitorul, Sfânta Scriptură, Biblia, Sfânta Evanghelie? Pentru ce a mai primit el aceste, sau a fost învrednicit în momentul în care a fost întemnițat chiar de împăratul Constantin, pentru că a dat o palmă lui Arie, cel care credea că Hristos este doar o creatură? Vedeți cum s-a luptat Nicolae cu erezia că Hristos a fost doar om, dar a fost Dumnezeu și om. Și dacă Nicolae a susținut și a suferit că Hristos a fost Dumnezeu și om, ca pe tine să te facă om și Dumnezeu după har, tu în ziua Sfântului Nicolae îți permiți să nu vii la biserică? Ai desimțirea să vii și să stai doar ca asistent? Nu știi nimic din viața lui și din efortul lui? N-ai înțeles nimic de atâția ani de zile decât că se mănâncă pește și încep colindele? Atunci ne merităm soarta, iubiți credincioși, ne merităm soarta de am ajuns cum am ajuns ca și creștini, ca și români. De aceea vă îndemnăm. Nu există altă soluție în ziua de astăzi decât trezvia minții, lupta duhovnicească, să spui numele tău în numele Dumnezeu, să vă pomeniți toți pe toți într-o rugăciune colectivă, să aprinzi o lumânare din geam în fiecare seară. Ar fi frumos, iubiți credincioși, nu doar la ora 19, cum a spus de pe ori, ci în fiecare zi, fiecare om care se suie în mașină, să intre în mașina lui și în dreapta lui, așa mare, să fie o icoană. Cu Sfântul Nicolae, când e Sfântul Nicolae. Cu Sfântul Gheorghe, când e Sfântul Gheorghe. Cu Maica Domnului, când o cinstim pe Maica Domnului. Cu alt Sfânt, când este alt Sfânt. Eu, Dumnezeu și Sfântul pe care îl iubesc. Astăzi îl cinstesc. Și să mergi în procesiune în fiecare zi cu Sfântul în dreapta ta, ca să pornească Sfinții prin văzduh, să calce Sfinții peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrășmașului. Cum ar fi în fiecare dimineață, când ai pornit mașina, să nu pornești până când ai zis rugăciune începătoare și Sfinte, Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Hristos Dumnezeu și plec la drum cu rugăciunile tale.
Cum ar fi să vezi mii de tiruri care merg pe străzile lumii să aibă în dreapta câte un sfânt și sfântul să curețe văzduhul? Pentru că au puterea, ai văzut pe dincioși, de a curăța văzduhul, de a arunca demonii, icoanele, Sfânta Cruce și credința noastră în el. Cum ar fi să vezi în fiecare zi, când parcați voi cu mașinile la aceste supermarketuri, după ce? După cele materiale. Să vezi mașină lângă mașină, lângă mașină și când te-ai uitat, să vezi pe Sfântul Nicolae, pe Sfântul Gheorghe, pe Sfântul Vasile, pe Sfânta Parascheva. În fiecare mașină nu o să vezi un loc gol, să vezi un sfânt. Pentru că vremea este să lucreze Domnul, vremea este să lucreze Sfinții, vremea este să se lucreze și să se pogoare putere cerești, pentru că omul este neputincios în această lucrare satanică. De aceea, vă spunem lucrurilor pe nume, Iisus Credincioș. Țineți la numele vostru. Nu acceptați niciun cod, nu acceptați niciun certificat. Feriți-vă cât puteți de orice testare și de orice, pentru că toate adunate la un loc sunt pași mai mici sau mai mari pentru pecetuirea finală, în așa fel încât să fiți încadrați într-un sistem satanic. Dacă nu reacționați la început, cum puteți fiecare, atunci o să vină vremea în care te-ai lăsat legat de piciorul stâng, te-ai lăsat de piciorul drept, te-ai lăsat legat de mâini și de picioare și spui, acum mai reacționează. Ce să mai reacționezi? Ești paralizat. Biserica a dat un răspuns palid, un răspuns șters, un răspuns ineficient, printr-un purtător de cuvânt, fără de putere în cuvânt, purtător de cuvânt, fără slujitor a cuvântului, printr-un purtător de cuvânt, care nu are plagă în el. A dat un cuvânt șters, iubiți credincioși. Când sistemul vrea să intre în biserică, când sistemul vrea să-ți dea voie la liturghie când vrea el și cum vrea el, tu dai răspunsul de acestea șterse când ai 1000 de citate, 1000 de argumente, 1000 de predici, 1000 de cuvinte în care poți să spui clar, frați creștini, veniți la biserică, nu vă îmbodnițați, lepădați-vă de orice legătură satanică, nu vă mai temeți de boala aceasta inventată de ei, împărtășiți-vă pentru că veți trece cu Hristos în voi prin toate aceste boli, iubiți credincioși, cu Hristos în voi. Gândiți-vă de 2 ani de zile, câți preoți în țara aceasta nu s-au împărtășit după atâția oameni bolnavi de COVID și așa mai departe? De câți ani nu se împărtășește preotul după toți bolnavii, după atâția oameni care au avut ba gripă, ba una, ba alta? Și cum preotul acela consumă Sfintele Taine, șterge lingurița după fiecare aproape când vede el la un moment dat și curăță lingurița și el se împărtășește? Și nu pățește nimic. De ce? Pentru că în potir este puterea lui Dumnezeu care i s-a dat preotului să calce peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Iar această putere, însuși Dumnezeu euharistic, însuși Hristos cel înviat, vi se dă vouă. Și atunci nu mai căutați scăpare la un vaccin. Nu vedeți cum își bat aceștia joc de voi? Se mută o stare cu altă stare, se mută o restricție cu altă restricție, se mută o regulă cu altă regulă. Vă năuceți de cap și acum o să vi se impună noi și noi reguli pentru vaccinați și nevaccinați. Nu scapă nimeni pentru că veți fi stăpâniți. Asta este doar un joc în care, un joc murdar, în care este lovită ființa umană și încadrat într-un sistem ca omul din oboseală, din neatenție, din frică, din neștiință, să ceară el cu voința. Da, vreau să mă înțep. Da, vreau să mă botez cu botezul lui Satan. Da, vreau să primesc un număr și un cod. Nu mai vreau să fiu un nume. Da, vreau să fiu parte ca să scap. Și în felul acesta ți-ai pregătit terenul pentru împărăția Satanei și pentru iad. Jocul lumii acesteia nu este un joc, iubiți credincioși, nici politic, nici al sănătății, nici științific, este un joc demonic. De aceea pregătiți-vă și uitați-vă cum pionii acestei lumi, papa și patriarhul ecumenic și alți conducători ai cultelor, vedeți cum ei stau, se adună și ca niște obedienți vor certificatul și codul. Mai departe, vor să se adune și să scape lumea de încălzirea globală, că altceva n-au făcut, n-au de făcut. Vor să se adune să facă un potir comun. Toate acestea sunt pregătite matematic și cabalistic de ei ca să aducă împărăția lui Anticrist pe pământ. Oameni buni, treziți-vă că acum este momentul în care voi trebuie să reacționați duhovnicește și nu lumește.
Este perioada Crăciunului. Nu vă cere nimeni nimic. Nimic nu vă cere. Decât să veniți în Sfânta Biserică, să vă pocăiți sincer, să primiți pe Hristos în voi și dincolo de toate acestea va lucra puterea lui Dumnezeu prin voi, în casele voastre, în familia voastră, în neamul nostru și în lumea aceasta. Amin.